Golden Hour cu Jessy la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Vorbim astăzi despre prosperitate și despre cum să atragem mai mulți bani în viața noastră. Am ales acest subiect dat fiind contextul actual în care ne aflăm, când toate s-au scumpit și se anunță că se vor mai scumpi și de acum încolo. Rijvan Rusu, terapeut holistic, maestru Feng Shui și psiholog, vine să ne învețe cum să ne programăm gândirea ca să atragem banii spre noi, dar și care sunt sfinții și arhanghelii care ne ajută să facem asta. Stați alături de noi pentru că veți afla informații foarte interesante în următoarea oră. Îi spun bună seara așadar invitatului meu, Rijvan Rusu, și bine ai venit la Gold FM. Bună seara și mă bucur foarte mult să fiu alături de tine și alături de toți cei care se uită la noi și ne ascultă și sper să ofer informații care să ajute până la urmă să ne fie mai bine. Că dacă ne e mai bine, atunci poate reușim cumva să creștem și vibrația asta mentală și să realizăm oare și ce îmbunătățirea stării globale, pentru că dacă nu ne e bine unul câte unul, n-are cum să ne, nu, cum să ne fie bine în grup. Da, așa este. Schimbarea practic vine din noi și mă refer aici la schimbarea mare a tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Vreau să începem întâi prin a te întreba ce înseamnă, să ne explici așadar, terapeut holistic, foarte interesant. Eu la bază sunt psihiatru, cât se poate de psiholog și psihoterapeut, însă pasionat de cel puțin 30 de ani de tot ce înseamnă lumea mai nevăzută, pe care unii o consideră paranormală, eu o consider cât se poate de normală, doar că poate încă știința nu a ajuns la nivelul la care să perceapă sau să conștientizeze anumite adevăruri, deși pas cu pas ne îndreptăm spre acel loc. Și mai mult decât atât, din experiența mea și a clienților mei, am realizat faptul că dacă crezi că există mai mult, dacă crezi că dincolo de aparențele materiei există și o lume nevăzută și înveți cum să o accesezi, viața ta poate fi mai bună. Eu am pornit în călătoria asta de pe treapta scepticului total, ca să înțelegeți, nu am pornit de la nivelul unui fanatic și pas cu pas eu mi-am demonstrat că există anumite lucruri și uite că acum am ajuns să le și practic. Foarte interesant, dar când ți-ai dat seama că ar fi ceva mai mult decât asta? Pentru că spuneai că era sceptic, nu? Ceva s-a întâmplat, a fost un click de ți-ai dat seama. Da, e mai mult de atât. Au fost mai multe clicuri la mine. Clicul inițial, dacă pot să zic așa, a fost faptul că de mic tatăl meu a insistat să studiez arte marțiale orientale și am dat peste un maestru absolut extraordinar în Mangalia, mă rog, în Constanța, dar făceam cursuri în Mangalia. Și acel maestru a fost primul care m-a introdus în lumea meditației și în lumea vizualizărilor și în lumea exercițiilor energetice, foarte drăguțe. Iar ulterior, al doilea click a fost la momentul morții bunicii mele, când eu am avut anumite trăiri și manifestări și anumite vise specifice. Uite, de exemplu, pot să-ți dau chiar un caz concret. Am visat-o pe bunica mea venind la mine și spunându-mi că în curte, noi locuind acolo la casă frumos, într-un anume loc, lângă o anumită tufă de zmeuri, dacă eu sap acolo jumătate de metru, o să găsesc ceva. Și m-am ținut de capul. Da, părinților mei și să sape, nu m-au crezut și m-am dus eu frumos și am săpat. Și ce să vezi, exact acolo la tufa respectivă de zmeuri era o cutie îngropată în care erau tot felul de acte și documente de care chiar era nevoie la momentul respectiv. E, și în momentul ăsta a rămas ca o ancoră și pe parcurs, ancorat de clipele astea din copilărie, mi-am pus tot felul de întrebări. Și m-am dus să studiez până la urmă. Am descoperit că există multe inepții, am descoperit că există mulți impostori, dar am descoperit că dincolo de toate lucrurile astea firești până la urmă, există și adevăruri
și adevărurile astea sunt inepuizabile și pot fi descoperite. Adevărul energetic, adevărul spiritual, pe care eu cel puțin nu le posed, dar îmi înmoi așa un picuț degetul în ele cu fiecare lucru pe care îl învăț. Da. Ca să-i ajutăm pe ascultătorii noștri să te cunoască mai bine, Rijvan, vreau să te întreb ce ai studiat. Ai studiat anumite tehnici, ai studiat anumite cărți, ai fost poate chiar plecat în zonele acestea? De mic am studiat arte marțiale chinezești și practicile meditative chinezești de la vârsta de 4 ani, de când am început artele marțiale. Până pe la vârsta de 11 ani am tot studiat cu același maestru, care m-a inițiat și în practica meditativă. După care am avut șansa să-l întâlnesc pe unul dintre maeștrii mei principali de pe vremea aceea, Chen Yongfa, care era șeful brigăzii de poliție din Beijing și un mare antrenor în tehnicile taoiste, și cu care am învățat practica taoistă destul de mulți anișori. Deci am început pe linia asta chinezească. După care am dat cu nasul de bioenergetica clasică, ca să zic așa, de noțiunile de, să zic, mai familiare, de chakre, de biocâmpuri, de energie. Și mi-au plăcut atât de mult încât am insistat să studiez. Și am avut șansa să și plec cei drept, nu prin India, ci mai mult prin, mă rog, și prin partea de India, dar spre Tibet mai mult, unde am studiat alături de călugări budiști partea de cultivare energetică și spirituală budistă. Și asta, să zic așa, e iubirea mea principală. După care am revenit aici și am dat cu nasul de biserică și de ortodoxie și mi-am găsit un părinte duhovnic pe care îl iubesc din tot sufletul și care m-a învățat că dincolo de dogmă există mult mai mult și că realitatea credinței este una de suflet și nu una de obișnuință și de obicei fanatic. După care am dat-o iar în linie chinezească și am plecat 6 ani de zile în Malaysia, unde am studiat la Academia de Metafizică Chineză și m-am specializat în partea de Feng Shui și astrologie chineză. A fost o întreagă călătorie pe care oricine ar auzi-o ar spune: ok, dar ai studiat și de-aia și de-aia și de-aia și până la urmă tu ce faci? Ei bine, eu fac propriul meu sistem, pentru că mi-am ales să-mi iau din fiecare lucru chestiunile care îmi plac cel mai mult și crezând până la urmă într-un Dumnezeu unic. Mai important nu este neapărat ritualistica pe care o aplici, ci faptul că ești acolo cu sufletul. Și asta e important și pentru toți telespectatorii. Credința dezvoltată și credința manifestă în practică, indiferent de ce alegeți să practicați, este cheia evoluției personale pe acest pământ. Da, pentru că mulți oameni când aud de astrologie și lucruri de genul chakre, centri energetici și așa mai departe, se gândesc că persoana care le practică sau care ascultă pur și simplu aceste lucruri nu are credință în Dumnezeu, ceea ce și mie mi se pare că este greșit. Este, și mai ales că dacă intrăm în majoritatea bisericilor, o să vedem zodiacul pictat, pentru că este una din obligații ca în cupola bisericii să fie pictat zodiacul, cu zodiile, cu constelațiile și așa mai departe. Acum, sigur că nu e momentul să intrăm în polemici și să răspundem la de ce este pictat zodiacul în biserici sau de ce simbolul florii vieții apare pe majoritatea mănăstirilor. Uite, dacă mergem vizita la mănăstirea Cozia, pe Valea Oltului, acolo foarte frumos, să vezi că floarea vieții apare nu oricum, ci apare de 72 de ori, sculptată sau pictată, 72 fiind un număr sacru din cabală, cabala fiind cât se poate de ebraică, iar aia fiind o mănăstire cât se poate de ortodoxă. Dacă stăm să ne uităm la simbolistica ascunsă dincolo de dogmă, observăm un ecumenism cât se poate de clar și observăm că până la urmă eu cred asta, să-mi fie iertat dacă greșesc, că undeva peste 100, 200, 300 de ani, nu știu, va exista pur și simplu credință și va exista Dumnezeu, indiferent de cum îl numești, și lumea se va înțelege într-un ecumenism, în pur și simplu în credință, pentru că asta este valoarea. Dar chakrele, sincer acum între noi, nu mai pot fi negate ca existență. Există studii medicale făcute de o sensibilitate fantastică cu remeneuri funcționale care ne arată și ne demonstrează nu numai că există niște centri energetici, ci că ei sunt conectați, de exemplu, la
anumite rădăcini fizice din noi. De exemplu, în dreptul fiecărei chakre există ceea ce taoiștii numeau un ocean de măduvă. De exemplu, în dreptul chakrei celui de-al treilea ochi avem creierul, până la urmă, principalul ocean de măduvă. În dreptul chakrei gâtului avem plexul brachial, da? Este unul din cele mai mari plexuri nervoase din corp. În dreptul inimii avem plexul cardiac. În dreptul plexului solar este plexul diafragmatic, care este extraordinar de mare. În chakra a doua e plexul pelvian și așa mai departe. Ei, cum se face că fix în dreptul acestor chakre sunt aliniate cele 7 plexuri nervoase principale ale corpului nostru, adică activitatea electrică principală, primordială din corpurile noastre? E, iar atunci când, și aici este studiu științific făcut și repetat de multe ori, atunci când ne focalizăm pe o chakră sau medităm pe o chakră, polaritatea electrică la nivelul plexului respectiv crește de nu știu câte ori. Deci lucrurile astea deja măsurate, sunt demonstrate, da. Măsurate, demonstrate. Sigur că studiul ăla nu o să-mi zică ok, acolo e o chakră, dar îmi spune acolo e ceva. Poate pe viitor, cine știe, în câțiva ani. Doar cu siguranță. Dar uite, putem să mai luăm un exemplu apropo de microchakre, punctele de acupunctură. Acupunctura, da, deja este demonstrată până la nivelul la care știi foarte bine că și în țara aici nu poți să fii acupuncturist dacă nu faci facultate de medicină. Adică nu e o chestie de mădura babe, e o chestie de acupuncturist. Este un medic care are o specializare, da, medicală. Adică nu se mai pune problema că n-ar fi validă acupunctura. Știi? Poate că în câtva timp o să fuzioneze aceste științe, să le spunem așa. Cu siguranță. Pentru că îmi amintesc, citeam și eu câteva cărți și ziceau la un moment dat, nu mai știu exact ce carte citeam, acum îmi pare rău pentru ascultătorii noștri, dar spuneau clar că acum mii de ani și când doctorii operau, erau atenți tot timpul la cum erau planetele pe cer și mai departe, astfel încât să iasă operațiile, ca să nu există complicații pentru pacienți și așa mai departe, și era foarte bine. Nu înțeleg unde s-au pierdut pe parcursul anilor, unde s-au pierdut aceste cunoștințe. Păi e foarte simplu, cu dezvoltarea tehnologică, care știm foarte bine că a luat un avânt extraordinar, exponențial, lumea a uitat un picuț de natură, în primul rând, lumea a uitat de conexiunea cu sacrul și s-a îndreptat preponderent către partea profană. Pentru că este mult mai simplu să intri pe internet și să cauți filme, muzică și mai știu eu ce alte lucruri, decât să te conectezi în interiorul tău. Practic ne-am externalizat atât de mult, da, încât am uitat de interior. Și toată cheia evoluției este să știm nu să mergem pe extrema cealaltă, să mergem în interior și să rămânem doar acolo, ci, așa cum zicea părintele Arsenie Boca, să știm să fim cu capul în nori și cu picioarele pe pământ în același timp. Cheia este echilibrul. Problema este că noi l-am pierdut și este destul de simplu să-l regăsim. Trebuie doar să vrei. Da, așa este. Propun să ne întoarcem și la subiectul nostru din seara aceasta și vreau să te întreb, este posibil să atragi bani și prosperitate în viața ta cu puterea gândului? Da, este foarte posibil. Pentru că banii, dincolo de monedă sau hârtie sau cont în bancă, sunt energie. Și orice energie poate să fie manevrată, poate să fie atrasă sau poate să fie respinsă în funcție de ceea ce ne dorim. Acum, ideea este că vor exista întotdeauna criticii și scepticii care o să zică, bine mă, atunci fă-te tu milionar până mâine. Evident că aceste lucruri sunt imposibile sau poate foarte greu de realizat. Dar scopul nu este să devin milionar până mâine, ci scopul este ca, dacă mă analizez anul viitor pe vremea aceasta, să observ că a existat o creștere semnificativă și creșterea asta rămâne constantă sau chiar crescătoare, astfel încât să-mi fie tot mai bine. Cum se face chestia asta? Foarte simplu. În primul și în primul rând există cei trei piloni ai prosperității din punctul meu de vedere și din punct de vedere spiritual. 1. Îndepărtarea blocajelor mentale care te țin din a te îmbogăți. Pentru că mulți dintre noi suntem focalizați pe ceea ce nu putem, pe ceea ce nu avem, pe ceea ce nu ne iese, pe ceea ce nu vrem să se întâmple, în loc să ne focalizăm pe ceea ce vrem, pe ceea ce avem și pe ceea ce putem. O să auzi de multe ori oameni spunând, nu reușesc să mă îmbogățesc, nu am cum să.
Da? Dar mai rar o să vezi oameni care zic acum nivelul meu de prosperitate e ăsta, dar îmi doresc ca în viitor să fie mai mare. Vezi? Am spus același lucru, dar în primul caz am folosit negații, ceea ce deja mi-a pus o barieră, iar în al doilea caz m-am îndreptat către scop folosind afirmații. Al doilea pilon fundamental al prosperității este să înțeleg că timpul, așa cum îl percepem noi, este o convenție matematică. Timpul în sine nu există, este o iluzie. Și având în vedere acest lucru, înseamnă că eu pot, prin mintea mea, să mă proiectez în viitor și să-mi imaginez un viitor așa cum mi-l doresc eu. Pentru că ce să vezi? Creierașul nostru funcționează în afara timpului, creierașul nostru nu știe să facă diferența între ce e real și ce e imaginat. Că dacă eu acum vă spun, imaginați-vă o lămâie, imaginați-vă că luați o lămâie frumoasă și cu un cuțit cu zimț tăiați lămâia pe jumătate și luați jumătate din lămâie și o stoarceți picătură cu picătură pe limbă și simțiți fiecare picătură și stropii aia cum sar din lămâie, o să vezi că ți se umple gura cu salivă. Da. Și totuși n-ai nicio lămâie lângă tine. Chiar s-a întâmplat asta, cel puțin în cazul meu. Da. De ce creierul tău a reacționat ca și cum ai o lămâie, deși tu doar ți-ai imaginat că faci acest lucru cu lămâia? Pentru că creierul nu știe să facă diferența între real și imaginat. Și atunci dacă eu mă imaginez lucruri, creierul le ia ca valide. Da. Și când ne uităm la câte un film, eu mă văd pe mine, dacă este un film de acțiune în care se întâmplă ceva, o dramă și așa mai departe, mă enervez, strâng din pumni, mă neliniștesc, deci chiar... Trăiești cu personajul, te implici, da, în personaj și atunci când te uiți la un film și atunci când citești o carte și atunci când vorbești cu prietenele și poate îți povestezi de nu știu ce s-a întâmplat acolo în viața lor. Știi? De ce? Pentru că noi ne imaginăm și în momentul ăla trăim și corpul nostru reacționează. Am lucrat, de exemplu, cu echipe de sportivi profesioniști și încă lucrez, pe care îi antrenez nu în sport, că nu sunt sportiv, în afară de arte marțiale n-am făcut nimic, ci îi antrenez mental și înainte de fiecare competiție ei stau împreună cu mine și rulează în mintea lor competiția care urmează așa cum vor ei să se întâmple. Și în momentul ăla eu îi pun să treacă prin toate posibilitățile mentale, iar în timpul competiției, ce să vezi, ei au succes și reușesc să iasă pe primul loc sau să câștige. Da? Și mai e un pilon, al treilea pilon, este credința în propriile abilități. Pentru că multă lume nu are încredere în propria persoană. Dacă eu ți-aș spune ție acum, Jesse, fii antenă, eu pot să te fac pe tine ca într-un an de zile să ai un venit de 5 ori mai mare decât îl ai acum și să ai un succes de 10 ori mai mare decât îl ai acum. Dacă prima ta reacție este, fugi-mă de aici, e un an de zile, e puțin, n-am eu timp să fac chestia asta într-un an. Deja ți-ai pus o barieră. Înțelegi? Și atunci prima condiție, dacă vrei, pentru manifestarea prosperității este să fii deschis. Eu nu cer sub nicio formă să crezi că se poate, îți cer doar să lași la o parte lipsa de credință că nu se poate. Înțelegi? Să stai într-o stare de expectativă pozitivă, de detașare, dar de receptivitate, pentru că poate se poate. Nu se știe niciodată. Până la urmă, tehnicile astea nu te costă nimic și nu ai nimic de pierdut. Nu se întâmplă nimic rău dacă le aplici. Nu merge? Ok, ce am pierdut? 30 de secunde din viața mea? Prea puțin contează. Dar de ce totuși majoritatea oamenilor suntem atât de pesimiști și vedem mereu partea goală a paharului, să zic așa, ne punem singuri aceste bariere? Deci eu rar am întâlnit, zic sincer, o persoană pozitivă care să spună, cum ai zis, uite, într-un an eu o să fiu mai bine decât sunt acum. Nu cred că am întâlnit, poate le număr pe o mână, pe degetele de la o mână. De ce funcționează așa creierul nostru? Creierul nostru funcționează așa pentru că este mult mai confortabil să ne orientăm spre negativ. Odată, e neurologică povestea, este cât se poate demonstrată. Și mai mult decât atâta, fără să ofensez pe nimeni, mediul presei și presa în general e o afacere și trebuie să vândă. Și cel mai ușor se vând lucrurile tragice, lucrurile dramatice. Și știm foarte bine că uneori chiar lucrurile explodate mult peste realitate.
lumea este cât se poate de receptivă la aceste lucruri, știu eu, conspirative, dramatice, extraordinare. Și atunci ne programăm singuri uitându-ne la televizor, ne programăm singuri citind non-stop știrile, ne programăm singuri mintea să gândească într-un fel anume. Este demonstrat încă de pe vremea lui Pavlov că durează doar 21 de zile de repetare a unui lucru, astfel încât el să devină obicei, da? Natură pur și simplu pentru noi. Dacă 21 de zile eu te pun acum pe tine să te speli pe dinți cu mâna cealaltă decât cu care te speli de obicei, o să vezi că în 3 săptămâni te vei fi obișnuit și îți va fi greu să revii la obiceiul inițial, fără să-ți dai seama, pur și simplu. Dacă reușești să ții o dietă 3 săptămâni fără să faci nici cea mai mică eroare, dieta aia va deveni stil de viață. Lucrurile astea sunt cât se poate demonstrate. E, și atunci dacă 3 săptămâni te uiți la știri în care vezi că ăla a murit, ăla a explodat, aia a căzut, aia a picat, ăla bombardează, ăla nu bombardează, evident că tiparul ăsta care îi induce frică va deveni natura ta. Noi am învățat să trăim într-un ocean de frică în loc să trăim într-un ocean de speranță. Și este primordial să înlocuim frica cu speranța și cu deschiderea și receptivitatea. Crezi că oare atunci când nu exista presă și tot ce se întâmplă, și telefoane, televizoare, știri, radiouri, crezi că erau altfel oamenii? Oamenii erau cum sunt și astăzi, dar oamenii aveau mai multă speranță. Și uite, dacă citim, de exemplu, cele mai vechi cărți ale umanității, dacă citim Biblia, dacă citim Coranul, dacă citim I Ching-ul, dacă citim Cartea Schimbării a lui Lao Tzu, da? Deci cărți care au mii de ani vechime și care ne descriu până la urmă cum sunt oamenii, o să vedem că și acolo erau hoți, și acolo erau criminali, și acolo erau leneși, dar o să vedem că dincolo de închistarea specifică veacului, oamenii erau în primul rând în contact cu natura. Oamenii știau să aprecieze tot ceea ce înseamnă natură. Oamenii erau mult mai plini de speranță și oamenii erau în primul și în primul rând orientați către un scop. În Biblia aia nu o să vezi pe niciunul, bun sau rău, care n-are un scop. Deci nu se povestește de niciunul care pur și simplu exista pe acolo și atât. Da? Fiecare avea un scop, ăla era tâmplar, făcea chestii, aia era nu știu ce, făcea chestii. În ziua de astăzi, în special în generația tânără, o să vezi că există o diluare a scopurilor. Oamenii vor să facă bani ușor și fără să muncească. Ei bine, dacă vrei să-ți dau, să zicem, un al patrulea pilon material, e posibil să faci bani fără să muncești, nu? Dar ideal e să-i și muncești și să-i și meriți. Pentru că noi avem o chestiune care se cheamă legea cauzei și a efectului. Dacă vrei, legea karmei, dacă ți-e mai ușor. E, ce înseamnă asta? Dacă eu obțin niște bani sau niște lucruri nemeritate, este cât se poate de posibil ca la un moment dat să intru într-o perioadă de suferință ca eu să compensez ceea ce am obținut nemeritat. De asta eu nu recomand, știu eu, fățărnicia, hoția, înșelătoria. Orice înșelătorie, orice hoție, orice lucru de genul ăsta se va plăti și se va compensa, dacă e să folosim un termen mai bun, mai devreme sau mai târziu. N-ai cum altfel. Da. Și până la urmă este și normal. Practic noi suntem un, nu știu, eu așa văd lucrurile, suntem un tot unitar și tu dacă arunci ceva spre celălalt, spre, uite, eu arunc ceva spre tine, dar vreau să-ți fac un rău și mai departe, normal că se întoarce tot la mine, nu? Uh-huh. Pentru că și eu fac parte tot din același... Deja fizica cuantică știi că începe să demonstreze principiul al non-localității și asta înseamnă că noi de fapt suntem conectați într-o mare ciorbă energetică. Exact. Mă rog, nu sunt de profesie, nu știu să explic chestia asta bine, dar deja fizica știe acest lucru și atunci orice bobârnac pe care eu îl dau unui seamăn de al meu e un bobârnac pe care cumva mi-l dau mie. Și la un moment. Uite că ai explicat mai bine decât mine, că nici eu nu am studiile necesare, da. La un moment dat, bobârnacul ăla se întoarce. E, pe principiul bobârnacului ăstuia, ia să ne gândim noi un pic invers. Dacă eu în loc de bobârnace negative dau în stânga și în dreapta cu lumină, dau în stânga și în dreapta cu iubire, dau în stânga și în dreapta cu gânduri bune, cu altruism. Că până la urmă ce ne costă? Nimic. Absolut nimic. Doar că tot ceea ce eu ofer, voi primi.
și voi primi într-un mod neașteptat. Și atunci de ce să nu ofer lucruri bune, de ce să nu ofer lucruri frumoase? Uite, de exemplu, eu acum în timp ce vorbesc cu tine și mă adresez și ție și tuturor celor care ne ascultă, am intenția ca toți cei care ne ascultă să fie fericiți. Îi văd zâmbind, îi văd fericiți, îi văd prosperi. Am intenția ca ei să-și găsească cărarea către prosperitate. E doar un gând, nu mă costă nimic. Și aici ajungem la un principiu fundamental. Intenția. Lumea a uitat să trăiască o viață cu intenție. Ține minte asta. Eu, când mă trezesc dimineață, primul lucru pe care îl fac înainte să mă dau jos din pat este să zâmbesc, pentru că știu că zâmbetul îmi declanșează secreții de neurotransmițători de aia buni și frumoși care mă fac să mă simt bine. Și manifest intenția, pur și simplu mental spun, am intenția ca astăzi să am o zi absolut extraordinară în care să reușesc să ajut cât mai mulți oameni și în care eu să fiu surprins de cât de minunat e universul. E, asta este intenția. În momentul în care plec pe ușă spre muncă, spre oriunde, am intenția ca lucrurile pe care urmează să le fac să fie un succes. Există necesitatea să revenim la o viață trăită cu intenție ca să scăpăm de o viață trăită în haos. Uite, lumea se sperie acum cu situația asta de război, cu energetica, cu tot felul. Ei, eu am intenția ca, indiferent de cum evoluează situația globală, eu și toți cei dragi mie și toată familia mea să fim bine. Știi? În momentul în care ne manifestăm această intenție, sau mai mult, dacă ne-am strânge mai mult să ne manifestăm intenția ca situația globală să fie una de pace, lucrurile s-ar schimba. Uite, îți dau un singur exemplu. Pe vremea primarului Giuliani, New York, care mi se pare că nu mai e acum primar, ei conștientizaseră atât de mult că crescuse rata criminalității, și povestea asta e verificabilă pe internet, încât Giuliani a zis, ok, haide câteva zile, la ora anume, nu mai știu exact la care stabiliseră, să ne rugăm cu toții. Toți newyorkezii stăm un minut și ne rugăm, astfel încât să scadă rata criminalității. Și într-o lună sau în trei luni, nu mai țin minte exact și nu vreau să vorbesc prostii, au măsurat, mă rog, cu uneltele lor polițienești, rata criminalității și scăzuse cu 37%. Deci mie asta mi se pare extraordinar. Rugăciunea de grup, care de fapt este manifestarea intenției prin spirit, duce la niște rezultate extraordinare. La noi ce e însă? Haos, frică. Dacă dă Cutărescu cu bomba, dacă pică energia, dacă ne taie curentul, dacă rămânem fără bani, dacă crește prețul la gaze. Evident, așa cum ai zis și tu, cel mai probabil o să crească prețurile, cel mai probabil situația o să fie un pic mai gri decât e acum. Dar asta nu înseamnă că și noi trebuie să fim mai gri decât suntem acum. Da. Deci prima cheie fundamentală este să ne manifestăm intenția. A doua cheie fundamentală este să știm ce vrem. Pentru că marea problemă e că mulți oameni nu știu ce vor. Vin la mine oameni și spun, vreau bani. Ok, și dacă îți dau o valiză cu 10 milioane de euro și eșuezi pe insulă unde nu există niciun mall, n-ai internet, ce faci cu acea valiză cu 10 milioane de euro? Da, o întrebare foarte bună. Nimic, este valoare zero. Hârtia aia are valoare numai în măsura în care poți să o schimbi cu ceva. Și atunci trebuie să te întrebi, vreau bani pentru ce? Pentru o casă mai bună, pentru o mașină mai nouă, pentru, nu știu eu, haine, pentru ce? Da? Și atunci trebuie să ne ducem din aproape în aproape și să fim onești cu noi, să înțelegem exact ce vrem de fapt. Pentru practic, scuză-mă că te întrerup, tu ne spui să nu ne dorim bani, ci să ne dorim lucruri anume. Este mult mai ușor să manifesti exact ceea ce îți dorești decât banii pe care oricum o să-i folosești ca să-ți cumperi ceea ce îți dorești. De exemplu, dacă tu vrei 300.000 de euro să-ți cumperi o casă drăguță, mai bine manifestă-ți casa aia direct decât să-ți manifesti 300.000 de euro ca să-ți cumperi casa. Pentru că e posibil ca tu să-ți manifesti casa aia mai ieftin, poate să manifesti o casă și mai drăguță decât te așteptai. Sau mai sari un pas, e pur și simplu, te apropii mai repede de scopul tău. Poți să-ți dorești și bani, nicio problemă. Uite, de exemplu, există un arhanghel în cabala mistică, arhanghelul Samariel, care este arhanghelul banilor. Și când zic arhanghelul banilor, mă refer la banii cash, pur și simplu. Deci în momentul în care îți dorești bani sub formă de bani pentru că vrei bani și asta este, poți oricând, de exemplu, să aprinzi o lumânărică pentru arhanghelul Samariel, preferabil într-o zi de marți, că e ziua lui, știi? Cu intenția asta, și poți să o faci mai multe săptămâni la rând și să observi.
vin mai mulți bani cash, nu vin mai mulți bani cash, mi-a crescut la salariu, am primit vreun bonus, am câștigat la loz în plic. Ceva se poate întâmpla în momentul în care implic și partea spirituală. Da? Dar aici iarăși trebuie să depășim dogma. Pentru că, iată, de exemplu, în ortodoxie, pe care o iubesc cu toată ființa mea, există doar câțiva arhangheli care au mai rămas recunoscuți. Pe vremuri erau mai mulți. Da? Doar că, dacă ne ducem în cabala mistică, o să vedem acolo un întreg panteon de arhangheli, o întreagă ceată de arhangheli care pot fi invocați, care pot fi rugați și care ne pot asista. Da? De asemenea, în ortodoxie avem psalmii. Puțină lume știe că psalmii sunt cântări, da? Ale regelui David, cântări care invocau până la urmă fericirea, prosperitatea și toate lucrurile bune. Uite, apropo de bani că vorbim și de psalmi, există un triplet de psalmi pe care oamenii îl pot citi, psalmul 3, psalmul 17 și psalmul 20. Și se spune că dacă citești acești trei psalmi în fiecare zi timp de 40 de zile, da, 3, 17 și 20, îți deblochezi în totalitate situația ta financiară. Dacă există anumite blocaje, dacă există anumite, știu eu, datorii pe care le ai și nu le-ai plătit încă și așa mai departe. Deci ritualistică există, nu ducem lipsa. Oriunde te uiți, că te uiți în ortodoxie, că te uiți în cabală, că te uiți în hermetism, în hinduism, peste tot avem cu ce să lucrăm. Ideea este că degeaba lucrăm dacă lucrăm ineficient, doar când ne aducem aminte, dacă lucrăm fără intenție și dacă nu știm ce ne dorim. Da? Prosperitatea e deja aici, energia aia nu este la cucamăcăii, este în jurul nostru. Doar că noi trebuie să dezvoltăm niște receptori spirituali ca să primim acea prosperitate. Și dezvoltarea acestor receptori spirituali vine gândindu-ne un picuț mai mult la ceea ce vrem cu adevărat. Da? Deci trebuie să fim mult mai riguroși în acest proces și să nu ne dăm bătut, să nu uităm dacă avem un program. Cum ne facem un program în funcție de ce ne... În primul rând e bine să fim riguroși, dar în același timp și detașați. Pentru că dacă ne agățăm așa cu gheruțele de scopul nostru și în fiecare zi ne uităm la ceea și spunem, ia uite, nu m-am îmbogățit încă, s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune. Un program este foarte simplu. Eu conștientizez că lumea este ocupată, lumea are treabă, lumea are responsabilități și nu poți să le impui acum știu eu câte ore de practică în fiecare zi, pentru că nu se duc încă în peșteră să se transforme în ermiți. Și atunci eu recomand următorul program de practică, care nu vă va fura mai mult de 6 minute din zi. 2 minute dimineață, 2 minute la prânz, 2 minute seara. Când sunt alea de 2 minute dimineață? De îndată ce te-ai trezit din somn, când ai deschis ochii, încă ești în pat, întins, e așa de bine. Știi? Nu te-ai dat încă jos din pat. În 2 minute înainte să te dai jos din pat, manifestă-ți intenția clară pentru o zi minunată sau dacă ai scopuri financiare, manifestă-ți intenția că ești mai aproape de toate scopurile tale financiare. Ești tot mai aproape de îndeplinirea scopurilor tale financiare. Tot în astea 2 minute de dimineață, invocă-l de exemplu pe Arhanghelul Gabriel, da? Sau Gavril, dacă vrei să-i dăm numele din ortodoxie, numele vechi, pentru că el este îngerul darului. Ce înseamnă că e îngerul darului? El ne poate aduce în viețile noastre lumina de care avem nevoie și care de multe ori pe care am pierdut-o sau care ne-a fost cumva luată. Și atunci invocă-l, stând acolo întins și spune, Sfinte Arhanghele Gabriele, adu-mi în viața mea darurile de lumină pe care consider că le merit astăzi. Da? După care te dai jos din pat, îți vezi de treabă. La prânz, după masa de prânz, atunci când și tu avem burtica plină și sângele se duce în stomac și e starea aia așa de semi-relaxare în care vrei să-ți faci siesta, îți mai iei 2 minute. Și în acele 2 minute manifesti gratitudine. Asta e altă cheie. Fără să manifesti gratitudine și mulțumire către univers, nu-ți deschizi porțile către prosperitate. Ce înseamnă să manifesti gratitudine? Mulțumești lui Dumnezeu, lui Allah, lui cui, cine crezi tu, pentru tot ceea ce ai, pentru toate darurile pe care le ai și la care ai acces, pentru toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ta și trucul suprem, mulțumesc și pentru lucrurile pe care le vrei și nu le ai încă, ca și cum le ai avea.
ca și cum le-ai avea. Asta e cheia, ca și cum, as if. Ce înseamnă asta? Vreau un salariu mai mare, da? Să presupune. Doamne, îți mulțumesc pentru că am deja un salariu mai mare. Aduci în prezent ca și cum e deja îndeplinit acel lucru. Asta e un truc pe care l-am învățat de la un călugăr, care din păcate nu mai este în viața materială, dar spirit există. Și el mi-a spus așa, mulțumește în fiecare zi pentru tot ceea ce vrei tu. Și eu îi spuneam, pe cum să mulțumesc pentru ceea ce vreau? Foarte simplu, ca și cum le ai deja. Vrei o mașină? Doamne, îți mulțumesc că am o mașină minunată. Vrei o soție? Mie, Doamne, îți mulțumesc că am o soție minunată. Vrei o carieră? Mulțumește pentru carieră ca și cum o ai deja. Chestia asta șuntează, am înțeles eu mai târziu, modul în care creierul nostru percepe și procesează noțiunea de timp și ajută enorm. Și ultimile două minute sunt seara, seara înainte de culcare, în momentul în care ne-am pus în pat, este acea stare drăguță în care suntem între somn și realitate și fix înainte să adormim, atunci aplicăm manifestarea. Ce înseamnă manifestarea asta? Înseamnă să implicăm toate simțurile noastre. Ne vedem, ne auzim, simțim, poate gustăm, mirosim ceea ce vrem, mirosim prosperitatea. Vrei o mașină nouă? Seara când te-ai pus în pat, te vezi la volanul mașinii. Vezi cum deschizi torpedoul și scoți de acolo certificatul de proprietate, actul de proprietate al mașinii, în care se vede clar că este a ta. Simți pielea de pe volan, că ai pus mâna pe ea, simți mirosul de mașină nouă. Te bucuri cu toată ființa ta, trăiești ca și cum aici și acum, în acest moment, tu ești în acea mașină și îți permiți să adormi de la acel nivel. Înțelegi? Și astea sunt cele 6 minute din zi. Mare lucru nu e. Vrei să fii și mai șmecher? Vrei și mai repede să manifesti? Îți mai iei niște mânțele, da? Faci, faci lucru spiritual. De exemplu, există ceea ce se cheamă pentada arhanghelilor manifestării, adică 5 arhanghele ai manifestării, în special pentru manifestarea scopurilor de prosperitate. De unii dintre ei, cu siguranță, ascultătorii noștri au auzit, de alții o să aud acum. Și în primul rând, că tot l-am menționat, îl avem pe arhanghelul Gabriel, care este îngerul darului și care, în primul rând, deblochează lucrurile care nu merg bine, deblochează toate problemele care apar în viața noastră legate de aspectul material. Și în al doilea rând, tot arhanghelul Gabriel ne aduce și ne manifestă în viață ceea ce avem nevoie. Acesta este primul. Al doilea este arhanghelul Rafael, care, deși e cunoscut ca fiind un înger al vindecării, dacă citim mai multe despre el, o să vedem că el mai are un nume. Și acest nume este Labiel. Labiel este numele vechi al arhanghelului Rafael și înseamnă cel care aduce bogăție. Deci pe lângă vindecare, el aduce și prosperitate și mai mult decât atâta, el te face să poți să fii sănătos ca să te bucuri de prosperitate. Da, uite un aspect foarte important, pentru că câți oameni care au foarte mulți bani nu auzim că sunt bolnavi și nu se pot bucura de ceea ce au. Gândește-te, apropo de exemplu cu insula, știi, cu geanta cu bani, da, izolat pe insulă. Bun, îți dau o geantă cu 100 de milioane de dolari, dar ești bolnav și nu poți să te ridici din pat. Ce faci? Da, n-ai cum să te bucuri de el. Ei, arhanghelul Rafael ne poate ajuta să fim suficient de bine și de sănătoși ca să ne bucurăm de prosperitatea noastră. Apoi, 3, Samariel, de care am spus și mai devreme, care este un arhanghel foarte vechi, îl regăsim în cabală, și care ne aduce bani propriu-ziși. Dacă vrei așa în glumă, este îngerul banilor cash. Știi? Uite, dacă ai un credit la bancă, e clar că ai nevoie de bani cash ca să-l plătești, nu de un anumit bun material. Tocmai de aia îl includem, că pe lângă bunuri materiale, uneori chiar mai avem nevoie și de cash. Știi? Da. Și știi cum e exemplul ăla din bătrân? Dacă n-ai o monedă de un ban, nu-ți dă pâinea, știi? Ai nevoie de acel cash în un moment dat. Și pentru asta există Samaria. Al patrulea din cei 5 arhangheli este arhanghelul Uriel. Arhanghelul Uriel, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, este
Îngerul recoltelor, îngerul creșterii, îngerul productivității este cel care ne ajută, în special dacă avem afacerile noastre, să ne fie tot mai bine în afaceri. Ne ajută să facem profit, ne ajută să facem câștiguri suplimentare, ne ajută să fim prosperi, să fie chestia de creștere, de dezvoltare, de prosperitate. Și al cincelea, absolut extraordinar, este arhanghelul Barahiel. Barahiel este un înger de care multă lume n-a auzit, deși el apare în scrierile sacre, și care ne aduce capacitatea de a întâlni oamenii care să intermedieze obținerea prosperității în viețile noastre. Se spune, e o legendă cu Barahiel, că el îți aduce pâinea lui Dumnezeu. Și dacă te uiți în reprezentările lui, dacă dai un search pe Google și te uiți, o să vezi că Barahiel e reprezentat cu un coș de pâine în mână și cum ia cu cealaltă mână o pâine și ți-o dă. Acea pâine este o metaforă. Pâinea lui Dumnezeu, știm și noi din expresie, se referă la un om absolut minunat și extraordinar. Uite, el e pâinea lui Dumnezeu. E, Barahiel ne aduce și ne pune față în față cu pâinea lui Dumnezeu. Ne scoate în față ceea ce chinezii numesc oameni nobili, adică oameni care sunt dispuși să ne ajute, să ne asiste necondiționat, astfel încât noi să ne găsim ceea ce ne dorim, în speță prosperitatea. Da? Deci avem pe Gabriel, îl avem pe Rafael, îl avem pe Samariel, îl avem pe Uriel și îl avem pe Barahiel. Ăștia cinci. Ce fac cu băieții ăștia? Asta hai vreau să te întreb. Exact, păi, ok, îi avem. Sigur că pot să fac lucruri intuitive, pot pur și simplu mental să transmit o mică rugăciune către ei, nu e nicio problemă. Dar există un ritual foarte simplu care funcționează mai bine decât dacă am face ce spune. Funcționează un pic mai bine. Și așa. Ritualul ăsta se face 5 zile pe săptămână, durează foarte puțin, nu mănâncă din timpul oamenilor, luni, marți, miercuri, joi și vineri. Și anume, luni vom lucra cu arhanghelul Gabriel. Îi aprindem o lumânărică, da? Și pe o hârtiuță ne scriem scopurile noastre sau scopul nostru la timpul prezent, fără să folosim negații, ca și cum deja s-a întâmplat, da? Am câștigat suma cu tare sau am deja un bonus primit la servici sau am mașina perfectă pentru mine sau ce scop o fi. Da? Da. Prin lumânărica respectivă îmi scriu pe hârtiuță scopul respectiv, da? Și după ce lumânarea arde, hârtiuța respectivă o țin asupra mea. A doua zi marți lucrez cu arhanghelul Samariel. Aprind și pentru Samariel o lumânărică, scriu din nou hârtiuța cu scopul, chiar că este același, da? Același, da. Scop, dar altă hârtiuță. Cu altă hârtiuță, altă lumânărică. O las lumânărica să ardă, iau și hârtiuța aia și o port cu mine, da? În a treia zi, miercuri, îl avem pe Rafael. Din nou aprind o lumânărică, scriu altă hârtiuță cu același scop. După ce se termină lumânarea, am și a treia hârtiuță la mine. În a patra zi îl am pe Uriel, joi. Din nou același lucru. Vineri îl am pe Barahiel, același lucru fac. Și la sfârșit, practic vineri, voi avea 5 hârtiuțe. Aceleași scopuri scrise pe toate cele 5 hârtiuțe. Și sâmbătă, în a șasea zi, pun cele 5 hârtiuțe așa într-un cerc și pe fiecare dintre hârtiuțe pun câte o lumânare portocalie sau roșie, dar preferabil portocalie, pe care o aprind. Și având acel cerculeț de lumânări, fac o rugăciune foarte personală cu propriile mele cuvinte către toți acești 5 arhangheli pentru îndeplinirea scopului meu. Și la sfârșitul rugăciunii citesc psalmii 3, 17 și 20. Și ăsta este ritualul de săptămână, da, de 5 plus 1 zile cu cei 5 arhangheli pentru prosperitate. Este extrem de simplu, este extrem de ușor de făcut, n-aveți nimic de pierdut. Și recomand să-l încercați. El funcționează extrem de ușor, în special în cazurile alea în care sunt anumite blocaje care trebuie să îndepărtate, dar și în manifestarea scopurilor noastre, ritualul ăsta ne ajută, în special dacă îl repetăm. Da? La blocaje o să vezi că de obicei deblochează într-o săptămână. E suficient să-l faci odată și lucrurile se deblochează. Dar dacă doresc să manifest tot felul de lucruri pentru mine, poate e bine să le repet mai multe săptămâni la rând.
Da. Am o întrebare. Dacă cumva ne-am dat seama, luni am început să facem prima listuță, da, cu dorințe și ne dăm seama marți că am mai vrea să adăugăm ceva. Putem adăuga și în ziua de luni sau mai bine să nu ne mai atingem de ele? Adăugăm din ziua în care suntem, fără niciun fel de problemă, nu ne mai atingem de ce am scris ieri. Da? Dar putem să adăugăm fără niciun fel de problemă, dar vreau să menționez că ritualul ăsta este cu atât mai eficient cu cât funcționăm mai ca un laser, știi, pe un singur scop. Da? Pentru că fiecare dintre noi, evident, are mai multe scopuri, fiecare dintre noi vrea mai multe lucruri și e normal să se întâmple chestia asta, dar recomand ca pentru fiecare scop în parte să facem câte un ritual în parte. Asta presupune chiar să știm să ne prioritizăm ceea ce vrem, apropo de ce spuneai chiar tu mai devreme. Ce vrem, cum vrem, ce e mai important? E mai important să stau pe Netflix și să mă uit la 100.000 de seriale sau e mai important să învăț ceva sau e mai important să fac un ritual? Știi? Multă lume spune, n-am avut timp să practic. Dar de fapt, iată că nu e vorba de timp, ci e vorba de cum, Priorități. exact, cum prioritizez ceea ce am de făcut. Încă o întrebare aș mai avea, ca să fie foarte clar pentru ascultătorii noștri care își doresc să facă acest ritual. Putem să încercăm într-o săptămână să lucrăm pe o anumită dorință, în următoarea săptămână pe o altă dorință și să fie doar un singur scop final, cum ar veni, să nu le punem pe toate, să fie prea multe, că vorbeam de. Sigur, se poate și e mult mai bine că dacă stai să pui pomelnicul de scopuri acolo, evident că energia se diluează. E ca și cum eu vreau să împart o sticlă de apă către 100 de oameni, o să primească fiecare câte o picătură. E, și în cazul ăsta, dacă am foarte multe scopuri, energia cumva se împarte, se diluează și nu este la fel de eficient. Dar cum ai spus tu, este extraordinar de bine. Și este important să începem luni acest ritual sau putem să-l începem marți și să mergem așa 6 zile? Este fundamental să-l începem într-o zi de luni. Este Bun. fundamental. Dar să nu uităm că nu trebuie să așteptăm neapărat până luni, pentru că putem să lucrăm cu acești arhangheli și individual. Da, de exemplu, astăzi putem să lucrăm cu îngerul corespunzător zilei. Da, bun. Știu eu, vineri lucrăm într-o zi de vineri cu Barahiel. Dacă suntem într-o zi de marți, lucrăm cu Samariel. Și așa mai Deci fiecare departe. are ziua lui. Fiecare are ziua lui, exact în ordinea pe care am prezentat-o în ritual, dar între noi fie vorba acum, nu se supără niciunul, să nu-ți imaginezi că dacă îl contactezi pe Barahiel marți, când e ziua lui Samariel, Barahiel nu o să-ți răspundă și o să zică, măi, scuze, azi sunt ocupat. Nu e cazul. Dar, evident, una e ritualul și alta este conștientizarea faptului că nu există timp, că și noțiunea de luni, marți, miercuri vine din organizarea noastră temporală. Și dacă luăm timpul ca fiind o iluzie, luni, marți, miercuri nici măcar nu există. Așa încât putem să ne adresăm lor oricând, fără niciun fel de problemă. O să adresez acum o întrebare mai puerilă, dar suntem atât de mulți pe pământ, cum au timp să meargă la fiecare acești arhangheli săraci? Sunt foarte ocupați. Draga mea, nu e o întrebare puerilă, este chiar o întrebare foarte bună. Pentru că, la fel cum vorbeam de principiul non-localității în fizica cuantică, la nivel spiritual, arhanghelii ăștia, gândește-te că ei nu funcționează în materie. Ei nu funcționează prin conceptul de materie, ci ei funcționează prin conceptul de existență pură, pretutindeni. Așa cum spuneam că și energia banilor nu e undeva la distanță, ci este pretutindeni, doar că noi nu suntem receptivi, la fel și arhanghelii ăștia sunt pretutindeni, sunt și în clipa asta lângă noi, doar că noi, dacă nu avem receptorii necesari pentru a primi energia lor, nu o primim. Atunci e foarte simplu, pentru că dacă 1.000.000 de oameni fac ritualul ăsta simultan, 1.000.000 de oameni, de fapt, nu invocă arhanghelii, ci își manifestă receptorii pentru ca ei să primească o energie care deja e acolo. Da, deci cât de simplu este tot, doar că trebuie să conștientizăm și să știm că sunt acolo și că putem lucra Putem lucra fără cu niciun ei. fel de problemă. La fel ca și, îmi permit să dau un exemplu, oamenii când trec prin diverse probleme sau traume sau dolii, au ideea asta să spună, vai, Dumnezeu s-a îndepărtat de mine, unde-i Dumnezeu acum? Da, De ce nu-i da. lângă mine? Dumnezeu e lângă tine, e fix aici, e în momentul ăsta aici, nu s-a îndepărtat.
doar că noi ne-am închis acei receptori către divinitate și toată cheia nu este să îl chemăm pe Dumnezeu de undeva ca și cum ar fi la distanță, ci este să ne manifestăm în noi receptivitatea pentru a-L percepe pe Dumnezeu așa cum este El acum aici lângă mine. Da. Foarte, foarte, foarte bun acest, cum se numește, ritual și îți mulțumim mult că ni l-ai dat. Dar uite că vreau să te întreb încă ceva, Rijvan. Sunt pe YouTube tot felul de meditații cu sfinți, cu arhangheli, acum pentru cei care au căutat și pasionează această zonă, știu despre ele. Ce părere ai? Sunt bune? Având în vedere că sunt pe YouTube, nu știm de cine sunt făcute, ne sfătuiești să ascultăm astfel de meditații sau mai bine să stăm departe de ele? În principiu, atât timp cât lucrăm cu sfinți sau cu arhangheli sau cu îngeri, nu prea are ce să se întâmple rău. În cel mai rău caz, cum spun și eu, poate nu se întâmplă nimic. Dar rău nu prea are ce să se întâmple. Așa că, în principiu, dacă simțiți că rezonați cu o anumită metodă sau cu o anumită meditație, nu e niciun fel de problemă să o faceți. Dar aici aș cita un pic din Buddha Shakyamuni, care spunea, știi, învață o tehnică, vezi dacă îți place, vezi dacă ți se potrivește, iar dacă nu ți se potrivește, las-o deoparte. Nu trebuie ca toate să fie pentru noi, nu toate trebuie să fie bune. Fiecare își găsește rezonanța în anumite tehnici. Ascultați meditația înainte de o face. Vedeți dacă sunteți în rezonanță cu tot ceea ce zice respectivul meditator. Și dacă da, dați înainte cu tupeu, nu e niciun fel de problemă. Dar ca și sfat, dacă vedeți ritualuri foarte complexe, care sunt poate nu cu îngeri, nu cu arhangheli și știu eu cu alte chestii, poate înainte vă documentați mai bine ca să nu facem alte prostioare. Pentru că există într-adevăr ritualuri mai avansate care pot fi și periculoase. Deci există. Există. Ăsta este unul dintre ele. Ritualul pe care l-am dat astăzi e total lipsit de orice reacție adversă. Nu se întâmplă absolut nimic negativ, mai din potrivă, o să aveți o viață mult mai bună și mai prosperă. Știu, am o vorbă pentru toți clienții mei. Mă, interesul meu să vă ajut să aveți bani. Că dacă voi nu aveți bani, ce să vezi? N-am nici eu. Da? Până la urmă este o chestie mutuală. Dar mai mult decât atât, e interesul meu să vă ajut să fiți sănătoși. Pentru că degeaba aveți bani dacă stați pe WC-ul și nu puteți plecați de acasă să veniți la mine, nu? Deci trebuie să fiți sănătoși. Dar mai mult trebuie să vă ajut să fiți și fericiți în general și în relații. Că degeaba sunteți sănătoși și aveți bani dacă stați și plângeți într-un colț că v-a părăsit nevasta. E, și iată, uite, așa se cumulează toate aspectele astea primordiale ale vieții noastre. Sănătatea, prosperitatea, relațiile, împlinirea, cariera. Și pe toate este bine să le luăm la puricat și să le luăm la optimizat, ca să folosim un termen mai propice, pentru că viața merită trăită. Iar noi ne pierdem foarte mult timp plângându-ne că n-avem aia, n-avem aia, ia uite ce a făcut ăla. Ne pierdem foarte mult timp irosind momente prețioase pe care le-am putea folosi în dezvoltarea personală, făcând orice altceva. Și mai mult, ne pierdem timp făcând nimic. Există mulți oameni care efectiv nu fac nimic. Ne-am obișnuit să primim atenție și o să întâlnești și tu în viața ta și în cariera ta oameni narcisici care vor atenție nefăcând nimic. Vor să-și atribuie meritele altora și așa mai departe. Asta este viața și realitatea. Dar noi trebuie să ieșim din chestia asta. Să zicem că facem acest ritual pe care ni l-ai dat tu mai devreme, dar nu se schimbă nimic în viața noastră. Unde este greșeala? Înseamnă că facem noi ceva greșit, că nu credem în ceea ce facem? Sau că nu vor să ne ajute sfinții și arhanghelii? Ei vor sărăcuții să ne ajute, doar că se poate întâmpla, în rare cazuri, cei drept, da, se poate întâmpla să nu fie timingul potrivit. Se poate întâmpla ca momentul să nu fie chiar cel mai propice pentru anumit lucru, pentru că arhanghelii ăștia, cum să îți explic eu, noi nu-i forțăm să ne ajute. Noi îi rugăm să ne ajute și ei vor să facă lucrurile pentru binele nostru suprem. Dacă îndeplinirea acelui scop în momentul ăla ne-ar aduce mai multe prejudicii decât beneficii, el nu se întâmplă. Și uite, îți dau și un exemplu de o persoană care a făcut un ritual, nu fix ăsta, dar un ritual similar pentru prosperitate,
pentru că trebuia să scape de niște datorii. Nu a reușit, nu a scăpat de acele datorii în termenul de 2 luni de zile. A venit la mine foarte supărat că nu a scăpat de acele datorii și din cauza asta trebuie să se ducă și să se întâlnească cu nu știu ce executor bancar. Ei, ce să vezi, executorul ăla bancar era o doamnă cu care, long story short, acum clientul meu este căsătorit. Wow. Ritualul ăla n-a mers. Da, deci nu a mers. Ăla n-a scăpat de datorii. Dar uite, așa și-a cunoscut viitoarea nevastă, iubire cu care, crede-mă, se iubesc la modul absolut extraordinar. Apropo de întortocheate sunt cărările Domnului. Există întotdeauna un scop. Niciun fulg de nea nu pică unde nu trebuie. Da, se poate întâmpla ca ritualul să nu meargă, între ghilimele. Dar nu merge pentru că, așa cum o să vedeți, există un scop mai înalt la această nefuncționare a ritualului. Da, foarte interesant. Răjvan, îți mulțumim foarte frumos pentru că ai intrat alături de noi și că ți-ai făcut timp, pentru că sunt convinsă că ești ocupat cu cei care vin la tine să le dai sfaturi și să-i ajut să-și pună viața în ordine. Și să știi că te mai așteptăm cu drag să mai vorbim și despre alte subiecte. Cu mult drag, îmi face plăcere, ești o simpatică și o dulce și oricând pot să vorbesc, nici n-am simțit că a trecut o oră, sincer. Da, nici eu. Sper din suflet ca toți cei care ne ascultă să beneficieze și să-ți trimită și ție feedback ca urmare a practicilor ritualice. Da, sunt convinsă. Dragi ascultători, a fost alături de noi la Golden Hour Rijvan Rusu, terapeut holistic, maestru Feng Shui și psiholog. Dacă n-ați prins emisiunea de la început, să știți că puteți găsi pe canalul meu de YouTube. Aveți acolo un ritual foarte, foarte bun. Eu sunt convinsă că și o să-l încerc și eu personal, bineînțeles, că funcționează. Despre cum, care ne învață cum să atragem, da, mai mulți bani și prosperitatea în viețile noastre. Îi mulțumim frumos lui Rijvan că a intrat alături de noi și ni l-a dat. Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii. Sper că vi s-a părut interesantă și întâlnirea de astăzi. Vă aștept mâine tot aici la Gold FM pe 96,9 cu alți invitați de excepție, așa cum v-am obișnuit. Suntem pe Instagram, puteți să ne căutați și să ne dați un follow. Golden Hour cu Jessie este misiunea mea și eu, Jessie Baneș. Poate ne dați un follow, iar pe YouTube găsiți emisiunile dacă dați un search Golden Hour cu Jessie pe canalul meu de YouTube, Jessie Baneș. Vă doresc o seară fantastică și ne reauzim mâine.